La Curtea Brâncovenească din Constanța a avut loc astăzi lansarea cărții Sandu Tudor și Asociațiile Studențești Creștine din România Interbelică. Evenimentul, care a cuprins și o conferință pe tema rezistenței prin credință și cultura Bisericii Ortodoxe în perioada interbelică, a fost organizat de Arhiepiscopia Tomisului, în parteneriat cu editura Icon, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța și Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni din municipiu. Volumul scris de Carmen Ciornea aduce în atenția cititorilor aspecte privind monahismul românesc în România interbelică și refuzul părintelui Sandu Tudor de a recepta istoria ca o simplă curgere a timpului lipsită de semnificație spirituală. Cu bucurie am participat la un eveniment special, lansarea unei cărți, Sandu Tudor și perioada interbelică. Aici este vorba de Sandu Tudor în cadrul Asociațiilor Studențești. O carte cu 81 de documente inedite pe care doamna profesoară Carmen Ciornea, preocupată de poeții exilului, de cei care au făcut parte din rugul aprins, de toți deținuții care au creat o operă mistică, iată, aduce o ofrandă atât de importantă pentru studenții și tinerii noștri care au ocazia să iau un model cu totul special prin această personalitate, despre care eu am luat cunoștință cu 30 de ani în urmă de la mari duhovnici de atunci, oameni cu multă experiență de suferință, Părintele Grigorie Băbuș, Părintele Sofian Boghiu. Este mare lucru să putem să vorbim despre luminile credinței din perioada interbelică, o perioadă atât de valoroasă, când se cultivau valorile autentice. Cartea pe care o avem în față, Sandu Tudor și Asociațiile Studențești Creștine din România Interbelică, reprezintă de fapt o parte din teza de doctorat Părintele Daniil Sandu Tudor, o microistorie a rezistenței Bisericii Ortodoxe Române sub totalitarismul comunist. Este așadar o introducere în ceea ce a însemnat această monumentală personalitate care este cunoscută în special ca fondatorul, organizatorul, catalizatorul rugului aprins. Cititorul are oportunitatea de a-și găsi răspunsurile la cine a fost studentul Sandu Tudor, cum s-a comportat el, în special între anii 1924-1928, în calitate de asecerist, așadar de membru al grupării Asociației Studențești Creștine din România. În cadrul conferinței care a urmat lansării de carte, au luat cuvântul scriitori, clerici, dar și foști deținuți politici.